prezență semnată de dumneavoastră consta prezența unui număr 15 consilieri în funcție, dintre care 13 prezență fizică, 2 consilieri online. Domnul Ionache Neculai și doamna Sandu Ionela online. Consiliul local este înfrunit în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit material de ședință și proces verbal al ședinței anterioare. Supun la vot procesul verbal din 13-12-2023. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? 15 voturi pentru, 0 împotrivă. Domnul, se... au votat? Da, da, am votat. De fază, ridicați până la vot. 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Dau cuvântul domnului președinte Dumnezeu. Mulțumesc. O obiecție aș vrea, dacă se poate, la cuvântul numărul 5, pe ordinea de zi, privind taxa pe salubritate. Eu am invitat pe domnul director de la ADIS, pentru că noi a trebuit să actualizăm conform adresei venite de la ADIS, să actualizăm prețurile. Faptul că nu-i prezent astăzi, că n-am putut să ajung din anumite motive, solicit să retrag din partea de zi pentru vine, probabil, cum ar putea să ajungă, ca să fim prezenți aici și discutăm și împreună cu domnul director să ne motiveze exact despre ce era vorba la actualizare, în afara grilei pe care o avem noi conform contractului făcut cu ADIS-ul. Și solicit retragerea punctului de zi. Crăciunul? Da. Da. Deci punctul 5 se retrage din ordinea de zi, da? Dar, domn director, nu vine Crăciunul? Vineri nu vine Crăciunul, trebuie să vine aici. Vine luni Crăciunul. Vine luni, da. Da, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Voi da citirii ordinei de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea CL 81 din 14-11-2023 privind modificarea domeniului public al Comunei Sascut, județul Bacău. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea CAS CL 79 din 01-11-2023 privind modificarea domeniului public al Comunei Sascut, județul Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general și regulamentului local de urbanism al Comunei Sascut, județul Bacău. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 4. Proiectul 5 este retras de pe ordinea de zi de inițiator. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunii Sascut, județul Bacău. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorată de debitori, persoane juridice radiate din Registrul Comerțului și scăderea societăților din evidențiile fiscale. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții. Reabilitarea moderată a dispensarului uman din Comuna Sascut, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, Fondul Local Investiții I3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice prestate la nivelul unităților administrative teritoriale, precum și a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 77 din 19-10-2023 privind aprobarea reorganizării serviciului de gospodărire comunală și locativă a compartimentului apă-canale și stației epurare din aparatul de specialitate al primarului Comunei Sascut și înființarea unui serviciu public cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Sascut, județul Bacău, sub denumirea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Sascut. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023.
La ordinea de zi pe e-mail mai avem suplimentare cu încă 3 proiecte de zi. Cu 3 proiecte de hotărâre. Vă supun prima dată la vot ordinea de zi, după care vă dau citire și la celelalte proiecte de hotărâre care au venit suplimentate pe ordinea de zi și supunem dacă le introducem pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi cu proiectul numărul 5 scos de pe ordinea de zi. Votul pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Ca suplimentare la ordinea de zi, mai avem 3 proiecte de hotărâre. Luce, câte voturi sunt pentru? 15. 15 voturi pentru. Vă dau citire proiectelor de hotărâre. Respect, nu? Nu. Proiect de hotărâre. Deci continuăm ședința, da? Uleanu, ești liber sau ești la serviciu? La ședința de Consiliu, deocamdată. Nu se vede sau ce, întuneric și mai aprinde vreun bieg, domnul. Deci, mai aprinde vreun bieg. Dacă... Domnul Ungureanu, nu se vede să-i s-a spectat. Păi, zic că nu vede, domnul Vici. Consiliu, ești la serviciu sau sunteți? Domnul Apostol, nu-i puneți întrebarea asta, când ați venit cu toți angajații și dumnealor erau în timpul serviciului, așa că... Aia nu se pune. Aici la final mai încet, mai încet. Mai încet. Aia nu se pune. Deci, vă rog, ce nu se pune? Nu mă sancții străini. Continuăm. Proiectele suplimentate pentru ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascut, județul Bacău. Al doilea proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascut pentru anul 2024. Și proiectul 3, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pe baza, de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascut pentru anul 2024. Cine este pentru introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi? Voturi pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mareș, cum a votat? Pentru, nu? Pentru, pentru. Deci pentru 13, 2 împotrivă. Am scos el în 3. Începem cu primul proiect de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea CSL 81 din 14-11-2023 privind modificarea domeniul public al Comunei Sascut, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului, supun la vot proiectul numărul 1. Voturi pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 15 voturi pentru, da? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 79 din 01-11-2023 privind modificarea domeniului public al Comunii Sascut, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 2. Voturi pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Nu s-a audit. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism al Comunii Sascut, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Discuții. Discuții, da. Cu discuții, da? Comisia favorabil. Numărul 3. Favorabil. Discuții, vă rog. Domnul Apostol.
Domnul Oana, mai e cineva? Poftiți, domnul Apostol, vă rog. Planul urbanistic general, în forma actuală, aprobat în anul 2009, reprezintă o restricție, o limitare a dezvoltării comune în plan orizontal. De ce spun acest lucru? Prin stabilirea limitelor de intravilan la acea dată, cetățenii care au dorit să-și extindă proprietățile, să-și construiască proprietăți în afara planului, în afara intravilanului, au fost nevoiți să solicite planul urbanistic zonal, care a fost în cele mai multe ori un procedură de durată, cu foarte multe avize și care au făcut și obiectul hotărârilor de consiliu. Faptul că se propune spre aprobare prelungirea valabilității actualului PUC, pentru mine este tot un semn de restricție a dezvoltării comunei pe orizontală, dus de acum încolo încă 2-3 ani. Și aș vrea să întreb, măcar așa, ca să fiu optimist în așteptarea pe care o am, dacă s-au luat măsuri pentru întocmirea noului plan urbanistic general. Pentru că până acum nu s-a venit în Consiliul Local cu nicio variantă legată de extinderea extra-intravilanului, de sistematizări, de noul regulament local de urbanism. Nu a venit nimeni. Și întreb, s-a contractat cumva această lucrare cu vreun titular de proiect care să înceapă deja demersurile respective? Pentru că în 2009 PUG-ul era întocmit la nivelul 2005. În 2005 era întocmit. Și a trebuit să luăm niște avize care au stat în așteptare 4 ani. De la statul major general, de la Compania Națională de Drumuri, erau niște complicații cu niște pusuri în afară. N-aș vrea să intru în detalii. Deci procedeul este de durată și trebuie să-l gândim bine de acum. Ca o perspectivă de dezvoltare pe orizontală a comunei și să ținem cont și de dezvoltarea industrială. Nu numai de dezvoltarea suprafețelor, arealelor locative. Și dacă am pus întrebările astea, le-am pus și în legătură cu care se află acum în dezbatere la Parlament, se cheamă Codul Amenajării Teritoriului Urbanismului și Construcțiilor. Deja a fost publicat pentru dezbatere publică și cred că trebuie, în demersul nostru, în demersul primăriei, în demersul agentului economic care se va ocupa de așa ceva, să meargă în paralel cu aceste prevederi. Cu siguranță vor fi aprobate, dacă nu în legislatura aceasta, cel puțin până la terminarea sesiunilor parlamentare, Parlamentului, acest cod va fi finalizat și aprobat. Și atunci, ori legea 50 a construcțiilor va fi completată, ori va fi desființată. Ceea ce, pentru noi, pentru întocmirea regulamentului local de urbanism, trebuie să reprezinte o direcție de respectat. Și acum, dacă am pus întrebarea asta, dacă s-au început demersurile, vă rog să răspundă cine are un răspuns. Să rog, domnul. Da, a fost în mandatul trecut, 2016-2020, a fost începută o finanțare pentru actualizarea PUC-ului prin un proiect finanțat prin Consiliul Județean. S-au făcut măsurături la nivel comun. A fost o publicare în mandatul trecut, care s-a amintit și scavencul. Ne-am găsit cu toții, a fost discuția și extinsă de care a venit cu propunerii în ce fel. S-a făcut o imagine cam cum ar fi vrut Consiliul de atunci și extinderea PUC-ului și de trecut am primit o lună, cam așa, o propunere de publicare a planșelor pentru PUC-ul, cum ar fi trebuit să existe conform discuțiilor care au fost în Consiliul din mandatul trecut. Acum, vă dați seama că au mai apărut și alte propuneri între timp.
Firma care trebuia să ocupe de actualizarea cupului, care a câștigat contractul cu Județean, și-a făcut treaba foarte, foarte anevoios. În urma discuției mea au întâi, că nu știu ce au motivat tot felul de... Le-am făcut adrese diverse. Acum, problema este că nu cred că vom reuși să facem ceva cu firma respectivă. Trebuia până în momentul de față să fie la obținerea vizelor. Și atunci am faptul că s-a expirat contractul cu firma care trebuia să-și facă treaba, o să actualizăm, scoatem, bineînțeles, la publicare să găsim o firmă care a mai făcut lucrări pentru actualizarea cupului în zonă, la colegii noștri primari în zonă care au făcut amenajarea teritoriului, și lucrăm cu o firmă care se ocupă aici în zonă, nu firmele astea care apar fantomul de pe la Iași sau de pe unde, adică n-am nimic în bădurile, poate să vină și din București, dar să-și facă frate treabă. Și urmând, acum e ordonanța care ne limitează cu orice fel de achiziții și n-am putut să facem contract, și n-avem cum. Dar începând cu 1 ianuarie să facem publicare și găsim o firmă care lucrează în zonă, să îl aducem la discuții, să vedem dacă putem să actualizăm cu cineva care își face treaba. Deci, nu putem să stăm, cred că sunt 6 ani de când s-a semnat contractul acum la 7 cu Consiliul Județean și de când trebuia până acum opțiuni de șavizie, nu numai publicarea care era la momentul de atunci. Și acum, începând cu 1 ianuarie, că ordonanța e până la 31 decembrie, urmează să atribuim lucrarea altcuiva, finanțarea avem pentru actualizarea cupului, ceea ce avem prinsă și o finanțare pe fonduri europene pentru actualizarea cupului în format GIS. Ei, nu ne putem apuca de proiectul pe care l-avem semnat contract de finanțare pentru actualizarea cupului în format GIS, până când nu avem un punct valabil, actualizat, cu un termen de valabilitate de minim 5 ani, parcă, nu? Până la expirarea cupului. Dar cam așa ceva, parcă, nu? Să sau zice, nu? Pentru GIS. Ei, și atunci o să contractăm pe altcineva să-și facă treaba, că bani sunt prin Consiliul Județean alocați, pentru ce s-a lucrat până acum toată proiectarea care s-a făcut conform solicitării consilierilor din mandatul 2016-2020, în momentul când apare publicarea pentru înștiințare, cum ar trebui să fie publicul, la momentul de atunci s-au făcut niște extinderi în terenul din extrabilar. Dar fără a avea acordul tuturor cetățenilor care au teren din extrabilar. Nu pot să mă duc, acum să introduc o tărla de 30-40 de hectare în intrabilar, în scopul că voi face acolo zonă industrială sau mai știu eu ce, până când nu am solicitare de la majoritatea proprietarilor de acea tărla. O să mă trezesc când îi dă în judecată pe noi Consiliul Local, domnule, ce-mi te-o pus pe dumneata să-mi introduci mie pământul arabil, să plătesc taxii ca și teren de intrabilar. Taxele sunt una pentru terenul de intrabilar, taxele sunt alta pentru terenul de extrabilar. Și atunci s-a restrâns cu mult față de ce era și probabil și proiectantul care a câștigat în momentul de atunci licitația să facă actualizarea cupului a fost avar în a acapara cât mai mult teren pentru extindere, că toate aceste suprafeții care se vor introduce în din extrabilar sunt bani pentru proiectant. Și vă imaginați că în momentul de atunci a venit fiecare consilier să aibă părerea. Dom'le, ar fi bine și aici să mai... Și așa cum a fost adusă harta comunei de atunci, fiecare s-a apucat să treacă cu marcă, nu cu creionul. Dom'le, și aici, în zona asta, și în zona asta. Nu zic că e rău, dar trebuie pentru o singură persoană care a avut o idee să consultăm pe toți cetățenii care sunt acolo. Ceea ce nu a făcut firma respectivă, să-i consulte pe toți, să ia acordul lor, nici măcar avem cu solicitare către noi. Ma, analizând că nu se poate ajunge la o discuție în care să aibă o finalitate cu punctul ăsta, o să începem la 1 ianuarie să alocăm unei firme care și-a făcut treaba în zonă, în alte comuni în jurul nostru,
să poată să facă și la Sascur. Ceea ce se întâmplă și cu alte lucrări care ne țin în loc anumite firme, patronul care apare peste mal. Mulțumesc. Cred că ar trebui să folosiți varianta electronică a PUG-ului făcută de firma de atunci, nu-i dăm numele, o știm, care are baza de date cât de cât făcută. Mai mult ca 70. Care trebuie actualizată, documentul pus în dezbatere publică, tot cetățenii stă la cunoștință de pe site-ul primăriei de a noua varianta a PUG-ului. Păi sunt obligați ca să ne dea lucrarea, pentru că i-au încasat o parte din banda. Da, este proprietatea Consiliului. E proprietatea noastră. Da, forma digitală exact cum este. Da. E proprietatea noastră, că o dată ce plătești ceva, devine proprietatea ta. Nu mai este drept de autor sau nu poate s-a încasat să fie parte protejată. Doar o parte pentru lucrările care au fost făcute, dar există baza digitală pentru toate extinderea. Ar fi fost un punct de plecare ca să se mai scurteze timpul, da. Să se recupereze, de fapt. Exact așa vom face. Se va pleca exact de la toată proiectarea care a fost făcută, se vor restrânge anumite suprafețe unde nu avem acordul majorității dintre proprietarii care sunt în acea zonă unde se face extinderea, unde sunt extinderi către extrabilan. Și în cazul în care nu avem acordul tuturor, sau majorității, vom retrage zona respectivă și vom da... Momentul este bun, pentru că s-a încheiat acea cadastrare sistematică și atunci știm exact în zona propusă ce proprietate de proprietate avem, ce carte funciară există, știm exact cui să ne adresăm. Adică nu văd că ar fi o problemă în a identifica proprietarii terenurilor din zonele vizate pentru extinderea PUG-ului, a intravilanului, nu a PUG-ului, astfel încât să se scurteze, pentru că în viitor intravilanul și extravilanul sau limitele de intravilan vor avea o importanță fantastică în dezvoltare. Și mai ales că aceste PUG-uri au valabilitate de 10 ani. Deci nu putem vorbi de un an, de doi și tot să-l actualizăm de la an la an. Și trebuie să ținem cuvânt și de avizii de care trebuie scoținute în zona unde vrem să le extindem. Că sunt zone unde e un potențial foarte bun de a ne da cu părerea noi că ar fi o zonă bună pentru zona industrială, dar acolo ai obținut anumite avizii care nu îți permit să construiești la multe distanță. Asta e bună ideea, dar proprietarii care dețin terenul în zonele vizate pentru extinderea intravilanului au de câștigat. Corect. Pentru că zona respectivă, căpătând trecând din intravilan, poate fi trecută din teren arabil în curs construcții foarte ușor, îi crește valoarea terenului, pot fi dezvoltate utilități. Și în impozitul. De-aia trebuie să înțelegem acordul majorității. Vorbesc de valoarea proprietății. Că crește impozitul, asta e o altă problemă. Ai barbă, trebuie să așa vrei. Dar vorbim de valoarea proprietății care crește prin introducerea în intravilan și prin eventual extinderea utilităților care pot să intereseze zona respectivă. Bine, mulțumesc. Domnule, vă rog. La unele puncte au fost atinse de antivorbitorul meu. Aș aduce câteva precizări suplimentare. Apropo de creșterea nivelului impozitului, știți că am făcut o pasiune din chestiunea asta, taxe și impozite. Nu voi intra în amănunt acum. Și vreau să informez cetățenii și să vă corectez pe dumneavoastră, domnul Ionel Apostol, care ați spus că anumiți cetățeni au teama că un teren trecând din extravilan în intravilan se tem sau s-ar teme de o creștere a impozitelor. Acest lucru, același lucru confirmat și de domnul Apostol. Dar este fals. Atât timp cât un teren nu schimbă categoria de folosință, să știți, de la mine, că este mai ieftin impozitul pe un teren agricol intravilan decât pe un teren agricol extravilan. Nu fac referință la curți construcții. Strict terenul așa cum e. Dacă e îngrădit, se duce la altă... Domnule, vorbesc de categoria terenului la oficiul de cadastru. Că e îngrădit, că nu e îngrădit, îngrădit asta nu-i schimbă funcția. El rămâne teren agricol. Păi, dar după ce, pentru ce credeți că se mărește PUG-ul? Ca să-l țin, să-l prășim sau să facem clădire acum? Nu, dar asta aici vreau să lăsați până să termin. Cetățenii care, spuneți dumneavoastră, n-ar fi de acord cu extinderea intravilanului, trebuie să informați. Așa cum a spus și domnul Apostol, este un avantaj și că nu vor plăti suplimentar pentru acel teren, ca impozit, decât dacă îi vor schimba sau vor investi pe acel teren.
Pe de altă parte, nicăieri în lege eu nu am găsit că noi, autoritatea locală, trebuie să cerem acordul cetățenilor pentru extinderea intravilanului. Vă rog să nu mai facem presupuneri. Extindem intravilanul până unde dorim noi, fără a cere acord, pentru că noi aducem în plus valoarea acelui teren. Nu luăm nimic cetățeanului. Este în avantajul lui și în avantajul comunității să se dezvolte. În proporția vizorului este necesară acordul cetățenilor. Nu există așa. Cu proiectantul. În baza cărui articol? Asta se va proiecta. O să discutăm exact de momentul de atunci o să vedeți că o să fie nevoie de acordul proiectantului. Lăsați-l să termine, vă rog, și după aia dați răspuns. Da, nu este nevoie de niciun acord al proprietarului atât timp cât noi, autoritatea locală, decidem limitele până unde va fi actualizat planul urbanistic general. Să nu luați ca pe o critică, dar totuși asta este o critică. Din 2016 sunteți și dumneavoastră consilier local. Iată, au trecut 7 ani și ați avut și funcția de viceprimar. Din păcate, cred că ați fi putut face mai mult ca după 7 ani acest plan urbanistic general să fie deja, cum ați spus, în stadiu de avize sau chiar aprobat. Este un handicap pentru o comună să lucreze pe un PUG elaborat în 2005, deci în urmă cu 18 ani, nu mai corespund multe aspecte și totuși trebuie să respectăm acel regulament de urbanism. În 2010 a fost aprobat. Dar în 2005 a fost finalizat și a mai trebuit 2 avize ca și HCL-ul de aprobare în 2010. Nu este din 2010 în coace? Valabilitatea lui? În 2005. Făcut, dar valabilitatea lui din 2005. E valabilă de realitatea anului 2005. Nu mai corespund cu realitatea. De unde a fost început? Da. Nu mai corespund cu realitatea. Deci, am rugămintea să desemnați poate unul, doi consilieri locali, anumite persoane din cadrul primăriei, să se ocupe special de actualizarea, de urmărirea avansării acestei actualizări, ca să nu ne trezim că, iată, trece și mandatul ăsta, 2 mandate și nu reușim să ajungem măcar în faza de avize. De acord. Mulțumesc, domnul Ana. Noi avem discuții pe marginea proiectului? Eu aș avea o... Vă rog, domnul Popa. O completare. Profit de faptul că suntem la și aș vrea să consult Consiliul Local într-o problemă care ne privește. Deci a venit la noi o adresă de la primăria municipiului Arjur, prin care ni se cere să trecem niște terenuri din proprietatea noastră în proprietatea lor. Practic este o discuție despre revenirea la vechea graniță. Raion. Nu e vorba de raion, de vechea graniță pe care a avut-o comună. Comuna. Faptul că noi avem emisie, titlul ăia de proprietate pe Sascut, faptul că noi le încasăm taxele pe acele terenuri, indică că acele terenuri au fost ale noastre. Primăria ajută, ar vrea să le trecem la ei. Eu vă consult pe dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să lansăm o campanie și să trecem la discuții cu județul Francea și Bacău, pe tema vechii granițe. Pentru că nu are rost să pierdem niște teren, părerea mea. Pentru cei care nu știu zona, pentru cei care sunt informați, cum ați fost răspuns exact, este vorba de o... Îți dau seama, fi la Șișca. În zona barajului, de acolo, de la Berești, în graniță cu Vrancea, cred că sunt două. Unde stă acolo? Acolo sunt emise titluri de proprietate pe cetățenii de Sascut. Iar domnii de la Arjur ar vrea să le preia ei. Mai în urmă abia să reușim să luăm de la Arjur. Eu v-am consultat. Dar nu fi problema și vreau că chiar vreau să... Domnul Boba, ne îndepărtăm de la ordinea de zi. De la ordinea de zi sau tot pe... Problema. Un minut să revenim la ordinea de zi. După aia le putem discuta la diverse... Da, le putem discuta și la diverse. Dacă vreau să se ține chiar. Nu uite replica, de ce nu dai voi? Uite, am zis un minut, ți-i dat replica. Nu-i la ordine. Nu-i. Nu. Hai dat-i replica și după aia, dacă mai avem de continuat la... Limita cu ajutul nu intră în competența sa scurtă. Este limită de județ. Da, dar trebuie să o începem noi. Comisia de dialog cu Vrancea este compusă din... Reprezentanța Consiliului Județean și reprezentanța OAT Sascut.
Noi am negociat limitele cu Vrancea și cu ajutul de mult. Avem documente în sensul ăsta. Nu ar fi o enormitate să avem un titlu de proprietate emis de Țascut și translatat pe ajut, cum o avem și cu Tătărești, de fapt. Dar la 63 de la Dincoace de Baraj este a Tătărești. Și sunt titluri de proprietate emise de Tătărești pentru cetățenii din Țascut. Chiar în Dincoace de Baraj. Deci, ar fi de acord să le felicităm? Unde este stația de... În afară de Baraj. Da. Vă rog. Deci, dar așa ești de Tătărești. Deci se poate rezolva treaba asta, numai că nu e de competență exclusivă materială a noastră. Pot fi predate la Vrancea titlurile respective care sunt... Da, bineînțeles. Dar să le registrezi la ei. Bine. Vă rog, încheiem subiectul ăsta. Trecem din nou la ordinea de zi. Mai sunt discuții pe marginea proiectului? Nu. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Voturi pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 15 minute. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil cu discuții. Favorabil cu discuții. Dau cuvântul inițiatorului să ne spună despre ce vorba proiect. Deci, dacă noi nu am fi adus această hotărâre pe ordinea de zi astăzi și am fi lăsat conform legii naționale, de la 1 ianuarie, ar fi trebuit indexat obligatoriu impozitele și taxele cu 13,8%. Deci, cetățenii comunii Țascut ar fi plătit cu 13,8% mai mult conform legii. Vrei sau nu vrei consiliul local să votezi, să aplică automat de la inflația de 13,8% de la 1 ianuarie. Noi de mult discutăm, au fost o perioadă când au venit oamenii și au spus, domnule, la Țascut mai mari impozitul pe anumite categorii, chiar și decât la Giurgiu, în municipiu, sau Onești, sau așa. Ele au fost indexate cu 20% pentru 2017. Majorate cu 20% pentru susținerea proiectelor, cred că prin 2017, la noiembrie, cu aplicare din 1 ianuarie 2018. Da. Într-adevăr, a fost nevoie pentru susținerea proiectului. Așa s-a solicitat de către Consiliul Local, s-a votat ordinea. Noi acum facem o reducere de 10% a taxelor și impozitelor față de indexare și, de fapt, se va aplica doar 3,8% mai mult pentru taxe și impozite pe raza comunii Țascut începând cu 1 ianuarie, nu de 13,8%, așa cum plătesc celelalte comune din jurul nostru, care nu actualizează această hotărâre din Consiliul Local. Deci, ca să putem să reglementăm situația, a trebuit să reducem cu 10% și urmând ca indexarea să fie făcută conform legii cu 13%, nu poți să reduci cuantumul aprobat prin lege. Și atunci, ea își va face costuri, dar cetățenii nu vor plăti cu 13,8% de la 1 ianuarie, vor plăti doar cu 3,8%. Astfel, încât ele se vor alinia taxe și impozite cu celelalte comune din jurul nostru. Primarie, care nu au redus taxe și impozite cu 10% și au mers conform legii, vor, primarii din jurul nostru, comunele din jurul nostru, vor avea taxe probabil la fel ca noi sau poate un pic mai mari decât a noastră, în funcție fiecare comună, cum și-au făcut treaba la taxe și impozite. Deci, despre acest proiect de hotărâre și pentru societățile care au luat, investitorii care au luat fonduri de la stat sau prin fonduri europene, se poate beneficia de anumite scutiri, gen cu zuri, cum ei care au investit pe raza comunii Țascut,
pe clădirea, pe perioada cât au ei monitorizarea și atragerea de fonduri, care este maxim 5 ani în funcție de proiecte, să poată beneficia conform legii discutirea la taxe și impozite a clădirilor și a terenurilor. Și toți investitorii care vor veni și vor accesa și vor accesa proiecte pe raza Pământului Sascut, vor face investiții în timpul anului viitor, vor beneficia de această scutire la taxe și impozite pe teren și pe clădiri. Mașinile vor fi taxate conform hotărârii Consiliului Local. Deci, noi nu mărim taxe și impozite cu 13,8% cum ne impune legea, doar le reducem cu 10%. Dacă ați terminat, vă rog, discuții pe marginea proiectului. Domnul Ilie, mulțumesc. Domnul Adam, domnul Pic, domnul Apostol, altcineva? Poziția. Vă rog, domnul Ilie. Stimați colegi, domnule președinte, am ascultat cu atenție cuvântul domnului primar. Din păcate, nu prelevă realitatea. Dacă am fi vrut să facem ceea ce ne-am dorit de foarte mult timp, când noi am mai discutat lucrul ăsta în Consiliul Local, cetățenii trebuie să știe lucrul acesta, am insistat de N ori să reducem taxele cu acel procent de 20%, pentru că suntem mult peste, nu peste alte comuni, așa cum spunea domnul primar, față de Ajut, față de Unești, care sunt municipii, și cred că fiecare dintre noi este conștient problematica unui municipiu în comparație cu problematica unei comuni. Spunea tot domnul primar că atunci s-a ridicat la acest procentaj, a ridicat taxele și impozitele pentru realizarea unor proiecte care nu s-au realizat. În repetate rânduri, în ședințele de Consiliul Local, cred că vă amintiți că am spus de fiecare dată că atât timp cât eu voi fi consilier local, nu voi vota niciodată măriri de taxe și impozite. Ca atare nu o voi face nici de această dată. A doua problemă, și vă rog să-mi dați voie să spun și acest punct de vedere, pentru că este necesar, în repetate rânduri am rugat executivul ca să respectăm codul administrativ. Cred că toți colegii sunteți de acord cu mine că acolo scrie clar că documentația pentru fiecare ședință trebuie să fie primită de către consilier cu 5 zile înainte. Domnule, am înțeles câteodată, hai, n-au fost 5, au fost 4, au fost 3. Dar astăzi am primit, deși documentele au venit târziu, astăzi au venit trei proiecte, cu două ore înainte de ședința de Consiliul Local. Eu eram la Bacău, eram la Bulan, nu ai cum, și poate și alți colegi care au diverse meserii, sunt în timpul programului, nu poți în două ore să parcurgi. Rog să treceți la ordinea de zi. Finalizez. Da? Da. Și ca atare, nu am putut să iau la cunoștință de cele trei puncte de vedere, de proiecte, și în semn de protest, pentru că odată și odată lucrurile trebuie spuse, să se înțeleagă că aceste proiecte trebuie aduse la cunoștință cu 5 zile înainte, mă voi retrage și nu aveți votul meu. Mă voi retrage pe ședință. Mă mulțumesc. Nu știu dacă trebuie dar nu se poate. Dacă nu s-ar vota proiectul de hotărâri, cetățenii comunei s-ar spune că ar plăti de la anul cu 13%... Nu, domnule, trebuia să veniți cu o reducere de 20% și după aia făceam indexarea și atunci era jos pălăria. Domnul Ana, vă rog. Deci oricum ați face tot, îi băgați mâna în buzunarul oamenilor. Și eu nu pot să particip la așa ceva. Cine vrea să participe și să voteze, să voteze. Mai sunt și alte proiecte de acum de zi. Domnul Ana, vă rog. Vă mulțumesc. O zi bună. Și la mulți ani, pentru că... Da, de la mulți ani. Poftiți, domnule. Proiectul ăsta de pe ordinea de zi, care trebuia adus în atenția noastră a consilierilor locali, cel puțin în luna aprilie, sau cel târziu până pe 30 aprilie, iată că apare acum în decembrie.
Păi, noi la Sascut facem legea cum vrem noi sau respectăm legea? Așa prevede codul fiscal. În fiecare an se indexează cu indicele inflației și Consiliul Local aprobă până pe data de 30 aprilie. Da? Până pe 30 decembrie. Nu, eu am văzut 30 aprilie și doamna secretară poate să-mi confirme. Mulțumesc. A încercat domnul Ionel Apostol să spună că nu indexează cu cât prevede legea. Iarăși suntem aici, cum să zic eu, mai presus decât legea. Legea spune că indexăm cu indicele inflației. Nu, noi suntem mai... Da, indexăm cu indicele inflației. Doar că noi le reducem cu 10%. Nu mai bine. Trebuia sau ar fi fost corect vis-a-vis de cetățeni. Așa cum am solicitat în mai multe rânduri și filmările sunt martore, să scădem cu 20% acele taxe și impozite votate în 2017, aplicate până în prezent, de 20% creștere față de valoarea minimă prevăzută în codul fiscal. Ulterior, reveneam și noi la normalitate. Și dacă legea ne obliga să indexăm cu 13,8, cu 15, cât prevede legea, trebuia să ne supunem legii. Noi facem aici un fel de judo, nu știu cum facem cu legea, și nu e corect deloc. Și aici cetățenii trebuie să știe adevărul. Cel puțin la nivel declarativ, într-o ședință pe comisii, care nu era filmată, am spus că trebuie împreună cu personalul primăriei să redactăm un proiect de hotărâre. Domnul Ionel Apostol a zis că este deschis, la care și-ar vota cu două mâini scăderea cu 20% a impozitelor. Dar nu permite legea. Dacă îți permite legea. La nivel declarativ a spus că ar vota, dar domnul consilier Popa Costică, care a votat în 2017 creșterea cu 20%, a spus în felul următor. Ești nebun? Deci, vedeți dumneavoastră, chiar în interiorul consilierilor locali există păreri diferite. Nu voi lungi foarte mult vorba, spunând că noi avem o obligație vis-a-vis de cetățeni să facem tot ce ne stă în putință, să le luăm de pe umeri o povară. Povara asta a taxelor și impozitelor, fără a le oferi în egală măsură, o recompensă, să vadă și ceva bun, ceva schimbat, să fie mulțumiți. Și de aici vine și nemulțumirea mea ca și consilier local și are o răsfrângere asupra unor persoane în mod nedrept, spun eu. Adică eu am venit cu propunerea și alți consilieri de dreapta, liberal, care, atenție, în 2017 nu au votat creșterea de 20%. Vedeți în procesul verbal, acea creștere de 20% a fost votată în exclusivitate de către consilierii PSD. Da? Deci eu mă zbat, domnule, hai să facem ceva pentru cetățeni. Dumneavoastră nu vreți, mă răiți într-un fel, și când vine vorba de creșterea salariilor angajaților, neavând altă pârghie de constrângere să ajungem la interesul cetățeanului, mă faceți să votez și eu împotriv. Nu știți oare că la anul vor fi alegeri locale, nu vă este teamă de cetățeni? 20% e prea mult. Apreciez că acum totuși 10% intenționați să luați mai puțin. Dar mai rămân 10%. Ăia unde se duc? 5% la creșterea salariilor? 5% la creșterea salariilor? Nu-i corect. Motiv pentru care nu voi vota pentru acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc, doamna Ana. Domnul Apostol, vă rog. În principiu, sunt păreri politice și păreri juridice. De ce spun asta? Când ai păreri politice, trebuie să ai și soluții. Altfel, rămân păreri politice. Dau bine la cameră, la populație și așa mai departe. Problema este cum se rezolvă, cu ce soluții se vin. Pentru că o comunitate, o unitate administrativă are cele trei mari surse de existență.
Vorbim de impozite și taxe locale, nu de un procent mai mic, vorbim de cotă din TVA și vorbim de cota din profit. Și mai sunt mici surse care sunt, cum să vă spun, irelevante și nu sunt permanente. Surse ocazionale. Eu consider soluția aceasta ca o semi-victorie a opoziției. Întrucât demersurile făcute în mod repetat de a se reduce acel 20%, de a se diminua acel 20% care reprezenta o creștere a taxelor și impozitelor, nu reprezenta o indexare cu rata inflației așa cum suntem obligați de lege să o facem. Eu consider o semi-victorie care atenuează acea indexare de 13,8% și aici îl contrazic pe domnul Apostol, întrucât făcea o comparație cu comunele din apropierea noastră, că aia vor avea 13,8% săracii, dar aia nu au avut 20% creștere. Da. Da? Deci s-ar putea că aia 13,8% ai lor să fie mai mici decât facem noi 3,8% ăsta. De contrare de creștere. Da? Matematic, deci ei n-au avut 20%. I-au plecat de la alte nivel. Această victorie o consider și de natură politică, pentru că am reușit cumva 10% să luăm din impozitele pe terenul clădiri și mijloace auto. Deci nu vorbim aici de în întregul lanț de taxe și impozite locale. Toate celelalte, în afara terenurilor, clădirilor și mijloacelor auto, se indexează cu 13,8%. Dacă vă veți uita la taxele de închiriere a vitanjii, a tractorului, a salonului lux, a căminilor culturale și orice altceva, alea se duc în 13,8% față de nivelul anului trecut. Poate că este o victorie de etapă. Poate că, într-adevăr, este prea târziu să se mai facă ceva. Dar un vot negativ, în acest moment, pe taxe și impozite, reprezintă un blocaj financiar. Mai sunt 2-3 zile și se închide anul. Vor începe proiecțiile bugetare pentru anul celălalt. Nu poți conta pe nimic. Noi suntem consilieri și politici, dar suntem consilieri și în materie administrativă. Nu? Și atunci trebuie să gândim și așa, Că dacă răstorni pozițiile, s-ar putea să nu prea ai răspunsuri. Din moment ce s-au diminuat cu 10% impozitele și aș vrea să faceți o precizare în proiectul de hotărâre, 10% față de nivelul anului 2023. Ca și contabilitatea să aibă nivelul de referință clar. De acolo, ambiguitatea asta se diminuează cu 10%, nu-i de natură la... aduce claritate la ce ne raportăm. Nu? Deci, în momentul actual ne raportăm. Nu. Ați formulat diminuare cu 10% și atât. Completați, vă rog, față de nivelul anului 2023. Ca să aibă și de la contabilitate referință. Acum, ne facem din votul ăsta o problemă și de conștiință și de datorie față de cetățeni. Trebuie să fim conștienți că oricum am gândit eu, oricum am calculat de taxe și impozite, nu putem scăpa. De volumul lor, de nivelul lor, poate da, poate nu, sau să ne adaptăm. Dar acestea vor exista în continuare, ca sursă de dezvoltare proprie. Și de susținerea proiectelor, nu mai. Că nu se vede și inversul. Răspunsul executivului, administrativului, consiliului local, ca pentru banii pe care îi dă cetățeanul să primească ceva în schimb, asta e cu totul altă discuție. Asta poate fi sancționată anul viitor la alegerile locale, sau de care alegeri doriți dumneavoastră să fie vorba. Putem să facem acțiuni civice. Asta politic. Vorbim de o răspundere și administrativă și de o răspundere politică, la urma urmei. În rest, nu îmi exprim acum o variantă de vot, pentru că n-aș vrea să influențez nici de o parte, nici de alta votul nimănui. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Apostol. Mai sunt discuții pe marginea proiectului?
Dacă nu, mai sunt... Eu mai am 10 secunde, mă scuzați că vă întrerup. Aș vrea să vă zic că nu aveți dreptate. Dacă tăiem cu 10% și majorăm cu 13,1%, de fapt majorăm cu 2,4%. Matematica. Adică dacă mărești un taxă impozite cu 20% și apoi tai 20%, nu ajungi la aceeași sumă, ajungi la o sumă mai mică. Exact. Dacă tăi să mic matematic, calculul este bine făcut de domn profesor de matematică, deci mărirea este de 2,4%. Într-un final. Cum a precizat domnul Apostol, nu poți să tai, să tai și după aceea să te aștepți la investiții. Nu poți să faci ceva. Dar cu ce faci dacă nu ai și cu ce faci? Vrei dispensat peste noapte, deci, bani imediat făcut aia. O observație bună, domnul consilier. Deci mărirea va fi de 2,4. Băcat că are o tablă. Da, de putea scoate la tablă pe fiecare. 20% n-am plătit. Deci, da, bun, dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru. Votul pentru. Pentru ștama Sandu. Da, pentru ștama Sandu și Marius. Da? Bun. Împotrivă? Împotrivă, două. Să știu la ce se uită și... Aveți amabilitatea în două fraze să spuneți despre ce este vorba. Mulțumesc. Prezentați proiectul de hotărâre, domnul Apostol. Este vorba despre caietul de sarcini, care, în urma înființării serviciului, trebuia aprobat și un caiet de sarcini, care prevedea toate agregatele, de toate construcțiile, toate instalațiile care sunt în serviciul de apă și canalizare. Inventarierii, un detaliu, celor care sunt autorizate, celor care nu sunt autorizate, pentru a putea depune către ANDSC solicitarea de obținere de prețul pieței care este la apă și canalizare. Deci, și vorba și de detaliul de predare a tuturor agregatelor care sunt în serviciul de apă și canalizare. Detaliile au fost prezentate în acel care este de sarcini toate, exact cum sunt ele. Vă rog, domnul Apostol. Am aprobat în hotărârea trecută înființarea acestui serviciu cu personalitate juridică, cu structură de personal proprie. Atunci am aprobat organigrama, am aprobat documentațiile referitoare la funcționarea serviciului și așa mai departe. N-am aprobat acel care e de sarcini, care acum vine să particularizeze partea generală a legislației, la situația concretă de la noi, de la SASCO. Ce rugăminte am? Eu am înțeles foarte bine proiectul. Nu facem o modificare a HCL-ului, facem o completare a HCL-ului de la drept. Pentru că nu modificăm HCL-ul, îl completăm. Cu caietul de sarcini. Da? Da. Cu proiectul de hotărâre să, să schimbați. Modificare, o modificare și completare, ori doar completare. Și aici rezultă faptul că se păstrează, din punct de vedere juridic, tot conținutul HCL-ului și se adaugă ce se propune acum. Gata, domnul Apostol? Deci, ca să fac un loc, mulțumesc, domnul Apostol. Să fac un loc precizare. Pentru de sarcini, una pentru, ca să nu înțeleagă greșit cineva care merge la licitații și spune, domnule, în caiet de sarcini, ca să poată să participe la o licitație. Deci nu are nicio legătură, una cu alta. Deci, ca și detalii, pentru că cetățenii care se uită la, noi, să înțeleagă exact despre ce este vorba, de aia modalitatea, ca și instalații, tot ce are serviciul de apă și canalizare, cu stații de curare, cu stații de pompare, cu foraje, cu conducte și tot ce e în componența lui. Și serviciul este al Consiliului Local. Deci nu va putea fi preluat de nicio societate particulară, fără acordul Consiliului Local, fără să interpretăm, cum ne-au mai venit diverse persoane și ne-au spus, domnule, că l-ați privatizat, că nu. Este tot al Consiliului Local. Cum este și orice serviciu din cadrul Consiliului Local și a aparatului specializat. De exemplu, ce altceva ați spus, cum este și ce? Deci cum ar putea celălalt serviciu? Deci cum e serviciul celălalt de gospodărie locală, dar este sub ordinea primarului dat să lucreze. Din coace serviciul de apă, care tot al Consiliului Local. Deci nu e o entitate, societate comercială sau altceva, să spunem noi, sau societate pe acțiuni, sau ca să nu...
Îmi permiteți o completare de poftiți, doamna apostol? Din moment ce această structură a devenit subordonată Consiliului Local, este, din punctul meu de vedere, corect ca la ședințele de Consiliu, unde se discută problemele acestui serviciu, directorul interimar, sau cum se cheamă el, acum să fie prezent aici. Pentru că nu este o conducere directă, un șef care să se întâlnească fizic cu acest domn, este o conducere colectivă. Convocat la fiecare. Și de câte ori discutăm probleme despre acest serviciu, că îi modificăm documente, că îi aprobăm indicatori și așa, orice altceva, acest domn să fie prezent aici. Să ne răspundă la întrebări, să ia direct contactul lui aici, în spațiu public, pentru că nu e nimic de ascuns, și să putem să transparentizăm această activitate astfel încât să nu se mai dea naștere la supoziții, la bănuieli și așa mai departe. Și în continuare, investiții din bursă cu toate către bursă locale, din aparatul special de la primarului, toate proiectele, și ele vor fi predate către serviciul pentru a fi folosite. Deci investițiile vor face tot noi pentru acest serviciu de apă și canalizare a Comunei Sascu. Mai sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 9. Voturi pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci 13-0-1. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiție pe anul 2023. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Vă rog, domnul Popa. Discuții pe marginea proiectului, vă rog. Domnul apostol, poftim. O satisfacție personală pentru găsirea sursei de finanțare a indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Întrebare. Până vineri, oamenii aceștia își primesc bani? Cât de mult se poate presa la trezorerie, astfel încât HCL-ul ăsta să ajungă la prefectură, să-și dea înainte de sărbătorii, să se vireze bani. Asta era ultima zi de deschidere de credite. Trezoreriile nu mai lucrează, de pe 22 până pe 8 ianuarie. De pe 21 nu mai lucrează. Sau 21. 21. Ultima zi de plată. De mâine, de mâine, de mâine. Faceți? Găsiți din altă parte, din alt cont, suma asta, să o folosiți temporar și să puneți bani înapoi după ce se face procedura asta cu HCL-ul? Suntem aici mai peste 3 zile de Crăciun. Adică, dacă tot... Dacă se poate face legal ceva, faceți. Cu drag. Mai să discutăm pe marginea proiectului? Dacă nu mai sunt discuții, să pun la vot proiectul. Voturi pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 14 voturi pentru. Trecem la proiectele suplimentate pe ordinea de zi. Contractual, nu? Cu ce este? Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascut pentru anul 2024. Prezentați proiectul, domnul apostol. Da, în legea permite un cuantul de 5% da, pentru... Nu am spus la vot. Nu am spus la vot. Deci acum discutăm... Da, continuați. Știm că este greu pentru toți. Este o muncă de tare tot ce face fiecare. Chiar dacă din afară nu se vede munca fiecăruia, poate acum că ne văd că se uită la noi și cetățenii la o ședință de Consiliu Local și văd problemele pe care le avem, dar la fel este și în o administrație locală și cu angajații pe care îi avem și lucrăm împreună cu ei pentru dezvoltarea comunei. Și trebuie trecut pe hotărâre de Consiliu Local un avantaj.
avantaj pe care îl consider eu echitabil pentru toți angajații și atunci am ajuns în dezbatere către dumneavoastră și să votați dacă considerați că se merită sau nu. Mai să discutăm pe marginea proiectului? Poftiți, domnul Chiriac. Nu știu ce să încearcă voi cu tare, nu veniți cu plecare, ce știu că trec de pentru acest proiect. Se mărește tabul, se mărește salariul, se majorează cu 5% când este o lege. Da. Uitați la televizor și am văzut că și învățământul, și sănătatea, și justiția, și absolut toată țara asta este nemulțumită de salariile care se dau. Poliția. La cine ai eu, absolut, deci toate structurile și toate serviciile sunt nemulțumite de acest salariu cu inflația și cu înlăgăjarea care este structurile care sunt astăzi. Care s-au dat salarii. Atenție, medicii de familie de două luni nu avem salariu, dar oricum nu interesează prea mulți. Păi ce, da, mă, cam ora face așa. Deci chiar eu am deschis conștiința și sănătate și toți, și dumneavoastră spuneți că nu. Deci eu am spus și sănătate așa. Pe dumneavoastră vă interesează. Ba nu, chiar. Haideți, trecem direct la subiect, vă rog. Dar aici sunt așa, da, gata, nu mai avem. Poftiți, domnul Chirian. Nu, de dumneavoastră. Și noi acum, dacă s-a dat o lege cu 5% la funcționarii publici și la contractuale din primărie, care ar vrea să vă aduc, a luat o listă, mai înainte de lucruri din primărie și la domnul Grățean a luat o listă cu lucrături din primărie. Și o să dau nume, nu mi-am dat, nu-mi dau nume, încep cu, am luat de la fiecare serviciu, la serviciu agricultură, cu un referent, care este doamna Bremea, are 2525 de lei salariu. Cum astronom? 2550 de lei. 2525 de lei. Doamna Tomozei Violeta. Mai puțin decât 2715 lei. Bani mână. Da? Eu asta vorbesc. Bani mână care ia. Atâta primești un salariat. Un polițist local, domnul Tuțianu. Deci am luat de la fiecare ce spun. 2691 de lei. Plus norma de hrană. De aici acolo mai pun sporul de vechime și astea. Deci eu vorbesc doar salariul de încadrare contractual sau pe... 8 milioane în urmă de hram. Deci alea sunt pe servicii de care eu vorbesc salariul de încadrare. Strict salariul de încadrare. Doamna mea, să știu. 2682 de lei. Cum așa puțin ea? Exact, foarte puțin. Nu domnul Ana sau domnul sau domnul sau care se pare cumva îi face mare. Acum te ne dă 5%, 2 ori 50, deci 5% la 20.000, la 2600, dacă nu știi, domnul ăla, spune eu, că vreau nu știi, 5 ori 26, 5 ori 26, înseamnă 100 și ceva de lei, poți da mâine avut 40 de lei în mână. Deci, vedeți cam cât de mult se măresc salarii la un consilier juridic, Andreea Băzgan, 3.121 lei și lucrează la achiziții publice, spune superioare, tânără, comunice, de, în mână, nu știu de ce mi se pare așa mari salarii la primărie, mare dragi. Chiar și uitați, domnul Mureanu lucrează, e angajat și plătește, n-are mai mult, tot așa, 3.000 de lei salarii. Ce mi se pare că se scoală la domnul Mureanu? Doar salariul de bază, 3.000 de lei. Deci ce mi se pare chiar așa, trebuie să stăm acum să... Eu vreau să-l trebuie pe domnul Arap, că el e mai așa. Trebuie să-i plătim. Dacă era soția lui aici, doamnă, și învățătorii tăi, și doamna învățătorul a vostru, și ea este, și ea vrea 40%, de ce? Are numai 13%. Tare îți place să ieși de la televiziune, tare îți place să ieși cu așa, tu ești cel care ești cel adevărat, dar tu ai avut cele mai mari avantaje pe urma primăriei pentru... Da, mai de aici ce trebuie plătit. Discuția de urmă... Deci, vă rog frumos la subiect, nu la... Deci, eu nu vreau să influențez acum votul, dar eu o să fiu, eu o să votez pentru cei 40 de lei. Un fel de interes, n-ai... Nu votez, eu votează un opostul pentru eu, pentru soția lui. Dar să nu mă ascunde ca să fie așa, băi, ce salarii mari. Nu, doamne, pentru 40 de lei, când inflația e 13,8% și toate s-au scumpit. Ce ai doar de 13? Plus că ce mai vorbim? Deci ce să vorbim de chiar așa, de plus că nu să ne boicotăm, ne uităm la altul. Domnule, le-am mărit salariile ăștia primării. Vin la 8, pleacă la 4,5. Nu își fac treaba în salariu. Dacă iese când... Da! M-a fost că a zis domnul Oară, a fost și a zis că, într-adevăr, în lipsă să fim un pic mai atenți, să ne obligăm un pic să fim mai responsabili pentru ceea ce fac,
Aici da, sunt de acord. Doamna administrator, doamna secretar, aici așa trebuie sancționați un pic mai tare pe cei care sunt cu adevărat, care sunt cum domnul Sandu sau care depinde de activitatea care de un pic mai controlați, un pic mai controlați, care trebuie să-și facă treaba. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie și să stimulăm. Sau mai vezi ce trebuie să spun, bă, eu te plătesc pe tine. Plătești taxe și impozite. Când ar fi instrumentul sau instrumentul la deșeu sau administratul sau secretarul, vine altul. Nu mai ești cu cum asta, spune, ce te ajută, tot plătești. Adică nu trebuie să trebuie să discutăm în fața cetățenilor, să-i spunem ce există, nu numai să rânjăm la televizor, de noi ce facem acolo. Am atât la mulțumesc, domnul Chiriac. Nu la replică la domnul Ana. Vă rog, domnul Ana. Că Corect. Ai cerut? Te rog, domnul Ana. Hotărârile au fost transmise cu 2 ore înainte de ședință. Deși au fost redactate, dacă am nevoie din avocat, domnul Popa, vă anunț. Nu, dar eu n-am spus, vorbeam cu Alin. Serios, vedeți că se înregistrează. Haideți să trecem la subiect, să fim... Dar au fost transmisii cu 2 ore înainte și, sincer, nu am avut timp să verific în detaliu acea derogare. De ce e nevoie de derogare de la legea 153/2017, despre care se face vorbire în raportul de specialitate aferent fiecărui proiect în parte? Mai mult decât atât, ați făcut un split. În loc să puneți într-un singur proiect de hotărâre. O să explicați. Deci ați făcut un split. Ați împărțit funcționarii contractuali, pardon, personalul contractual într-un proiect, pus pe un proiect de hotărâre și funcționarii pe alt proiect de hotărâre. De ce vrei să teamă să puneți împreună? Două tipuri de angajări, domnul. Nu, în general, când se crește salariul într-o instituție, nu se ține cont de personal contractual sau de funcționari. Ba da, dacă e ceva de afară, pe persoana contractuală de număr decât pe celălalt, sunt alte calitate de mașină. Aici dați voie să vă statut. Așa s-a statut. Domnul Chiriac, vă rog frumos, lăsați-l în trecut. În trecut, nu, imediat. Și după aia dați replica, vă dau dreptul la replică. În trecut, când se punea problema creșterilor salariale, se includea tot personalul, că e contractual, că e funcționar, cu un anumit procentaj specific pentru fiecare categorie în parte. Acum, exact ce a spus domnul Marian Chiriac, că eu votez pentru el, el votează pentru soția mea, deși, mă rog, nu-i cazul, soția mea nu e angajată la primărie. Așa. Eu n-am o răutate să crească salariul. Dacă legea prevede așa, păi să crească, doar nu o să fiu împotriva legii, nu schimbe legea. Da? Dar nu am înțeles că care legi prevede acum, în perioada asta, creșterea salarială. De asta vă spun. Bun? Este ordonanța de 115/2023, publicată în monitorul oficial vineri. Vineri seara. Deci nu am avut timp să verific toate astea. Pentru că trimite cu 2 ore înainte. Dacă proiectul Ivanu ștampilă pe data de 18, azi suntem în 20, oare în 48 de ore nu putea să ajung, ajungi 9 ore înainte. Să fac printul de la Valerian. De aia nu cred. E înregistrat pe 18, cum adică n-a reușit? Da, dar nu e așa. Ai luat hârtia și ai luat acolo. Trebuie să poate lua pe care nu știi care acum la fiecare departament în parte. Lăsați-l să-și termine. Mă rog, deci... Continuați, domnul Ana, vă rog. Cu sau fără votul meu, salariile merg înainte, cresc, da? N-am o problemă cu asta. Vă mulțumesc. Domnul Chiriac, aveți dreptul la drept? Având în vedere că în sală se află și incompatibil cu dreptul de vot la acest proiect de lege, vreau să spuneți care, ca doamna secretară, să voteze. Să noteze. Deci domnul Popa și domnul Chiriac. Și eu. Nu. 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 Deci la personalul contractual. Nu că nu știu ce-i soțul tău. Știu ce-i soțul tău. Deci domnul Chiriac Marian și domnul Boba nu vor vota, da? Supun la vot proiectul de ordine de zi. Votul pentru. Vărați, doamnă. 7, 7, 8, 9, 9, 14, 14, 14, 14, 14,
Și nu stai în capul. Și tași două ani pentru ce? Aș vrea să vă întreb. Eu filmez. Nu poți să spun dacă filmez sau să spun. Nu mai rugați, nu mai așa ce nu-mi place, așa ce nu-mi place. Votul împotrivă. Ai vrea nimeni de noi împotrivă. Votul împotrivă, vă rog. Păi da. Se abține cineva? O abținere. Următorul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Salzburg pentru anul 2024. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Mai sunt? Aceleși. Bun. Același lucru vă spun și la proiectul ăsta, vor fi persoane care sunt incompatibile. Cine sunt acele persoane care nu pot vota? Deci domnul Apostol Constantin, domnul Costea Nicolae, domnul Marin Romică, doamna Stanciu Carmen și doamna Sandu Ionă. Da? Deci cât sunt? 5. 5. 5. 7. 8. Da. Să pun la vot proiectul pe ordinea de zi. Voturi pentru. Deci, 8 voturi pentru. Se abține cineva? Votul împotrivă? O abținere. Da. Avem un proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Salzburg, județul Bacău. Discuții pe marginea proiectului? Comisia numărul 1, pardon. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Prezentați proiectul. Despre o măsură care a fost lăsată de audit. Și trebuia actualizat regulamentul de funcționare și organizarea la plan de specialitate a primarului. De fapt, a fost îmbunătățit foarte puțin referitor la celălalt sum, niște proceduri de lucru care trebuie să respectate și e foarte amplu. Dar pentru a putea funcționa, ai nevoie de acest regulament actualizat și votat de către Consiliul Local. Mai sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul. Votul pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Deci 14 cu 0. Trecem la urmă. Nu mai zic. Sunteți întrebat pe direct. Numărul de voturi de la proiectele precedente. Nu ați spus, domn președinte. Domn președinte, vă rog, precizați numărul de voturi pentru dacă a trecut proiectul. Da, proiectul a trecut la 8 voturi pentru și o abținere. Nu, dar ciu se cred. Nu, consilier. Nu scrie aici pe live. Da, trecem la diverse. Dumă un pic la diverse, acum să-i luăm în rând. Ai luat și că ți-am decât să dăm proiect, mă grăbesc. Da, toți. Deci, Chiriac. Următorul. La unul aș da. Dau și la unul, la... Una așa. Hai că pleacă, că iar are următor. Are jumătate. Deci, eu sunt. Nu deci, eu sunt. Paris. Ar trebui mult să fie Costea, la diverse. Domnul Costea, domnul Ana. Că pe urmă plecă... Vă ia cineva? Din persoane prezente? Da. Domnul David. Și domnul Ungureanu. Da. Vă rog, domnul Chiriac. Prima întrebare. De domnul Popa. Domnul Popa, ce se mai întâmplă cu Austria?
ce stabil este, unde este, ce sunt domnul, nu mă puțin, doamna administrator public poate să vă spună. Dânsa se interesează de Iauza. Am aflat unde este utilaj, am luat legătura cu acea firmă, am discutat problema cu ceva timp din mafia, mă înțeleg. Și că trebuie, da, trebuie să ia legătura cu cineva de la noi, am înțeles că a luat legătura cu comitetiță și trebuie să vedem acum dacă putem să ducem acel utilaj în altă parte, care că nici în acest moment nu a fost remediat problema. Iar vorba de scris softul la calculator. Dar la ce utilaj? La USA. La USA, multifuncțional. Ați întrebat cam cât ar costa. A rămas în interacțiune. Vreau să vă spun, cam cât ar costa. S-ar putea să costă mai mult. Cel puțin Roma de Iudră, el trece și nu-l vinde, așa cum este el. Nu, mă. Ne adresăm direct fabricantului din Spania. Doamna administrator, vă rog, stați liniștiți, vă dau un număr și-l trimiteți la reparat. Și el e așa din garanție, cine să vi-l facă? Îl trimit. Da. Dar e tot să în ideea de acolo și să rezolvă. Asta e a că da, și ea. Uitați, balică ne rugăm de el și îl luare timpul necesar, bac, nu de mână, bac, nu știu ce. Și nu putem, uitați, avem becul, nu puteți vădă. S-ar dreptat, Valiu, mașina lui. Cum am aflat, cum am sunat. A doua problemă, domnul primar. Eu urmăm cu apa la Băguța, mai ales pe zona aia între Valenacului și Coane la Mecu. Dar nu urmă apa în zona... Acum nu urmă niciodată în zona aia, sus la... Prebulin. Prebulin. Da, acolo... Orea trebuie lucrat un pic acolo, cu Laurențiu, să se închidă. Se închide toată părcuța, nu toată. Iar acum la Vale, se poate să urce... Măcar 4 ore pe zi, să știa, am... De floricica aia, are copil, adică... Ea... Fratele Andreea Buzgan, iar o familie cu ei. Zic să... Joe Buzgan, tot la fel și el familie, și chiar ieri m-a scoat pe el cu mine, și mi-a spus ce face cu apa, că nu mai are apă, că nu a avut în fântână, nu mai trebuie nici de fântână că au secat. Și nu au apă. E o problemă acolo, segmentul ăla. Dar numai segmentul ăla. No, chiar nu are apă. Ăla nu va putea fi rezolvat. Adică, posibil fi. Ăla, dar segmentul de acolo va fi fi... Acum, la Valenacului se alimentează. Da. Dar acolo de Crăciun. Nu, poate. Dar acum de Crăciun să vorbiți și cu Laurențiu. Se face ceva acum. Pe perioada Crăciunului, acum, când se rădorește. După ianuarie încolo, deci la Valenacului este apă, nu reușesc să consumi noapte, oprim pompilic să spațim. Deci atât de mult Maria, până jos la pod. Până la jos cu nu, dar noaptea, pentru că acolo e posibil de tine și nu mai ține nici nu se mai duce apă. La Doseanu, care se ia apă la apă și se duce la... Se duce foarte mult, face bypass, se duce... La Bărcuța, cu ștoasă. Nu l-ai, nu ajunge. Deci, doamnă, dacă nu-i spate seama că dacă îi dai domnul un conductat de la Bărcuța, da, o pierzi. Dar acolo să-i pui capul, pui în jos. Da, și pui țeamă nouă. Țeamă nouă, țeamă nouă, țeamă nouă, țeamă nouă. Gata, domnul Chiriac? Gata. Mulțumim. Următoare. Domnul Iosu, vă rog. Câteva întrebări. Pentru... Cine știe, eu nu mai am terenuri prin zona aia, la ropă, dar acolo unde vorbeam mai înainte despre... Roba din Promoca. Cu Vrancea. Dacă e pe teritoriul nostru, cine a cumpărat acolo unde a fost pădurea Academiei, de exemplu? Este un iaz, este îngrădit, este... Măi, tot terenul ăla să află în aceea rezervită, e în Francie. Nu e a nostru. Deci este aia e da. Păi și dacă totuși, dacă acum figurează la noi, cine a cumpărat? Dar nu-i cumpărat de nimeni. Este... Scrie proprietate privată, scrie îngrădit. Unde? Tu te referi în dreapta la... La baraj? La Prioteasa, Costel. La baraj, nu? Nu la Prioteasa. La Prioteasa, la pădurea Academiei. Așa. Acolo este unde a fost... Este proprietate privată în... Da, am mai vorbit tot, dar am mai vorbit de la Jirut și de asta. Cine are cumpărat acolo? E îngrădit.
Deci dacă e în folosință de cineva și l-am rădit să-l folosească, dacă e cumpărat la fel, deci cineva n-are. S-a dus cineva la pescuit și a venit cu persoana și a zis, băi, e proprietate, trebuie să scrie 5 lei pe timpul. Nu știu detalii cu genul ăsta. Deci o să verificăm ce e. Da. În ce stadiu mai este proiectul ăla cu apa aia la Bereșcu? Vă explic aici situația. Am luat tot ce trebuie suficient să lucrăm pe proapă de la Bereșcu. Am sistat orice achiziții, că nu ne-a dat voi ordonanța să mai facem achiziții, că nu ne încadrăm în fonduri europene, doar pe proiectele care sunt finanțate din PNRR, ne dă voi. Cu 1 ianuarie facem contractul cu toate studiile care le-au avut de inclusiv la promune, îți total, inclusiv că tot a venit vorba, să vă spun exact, cu ordonanța, ne-au blocat și nu putem să facem achiziții măcar din cadouri. Pachete, cadouri pentru copii. Anul trecut am putut să luăm din bugetul local, anul ăsta nu dăm voie să facem achiziții nici de fel. Nu numai cu cadourile care spunem de copii, dar vorbim de toate proiectele care nu sunt finanțate din fondurile europene, nu le dă voie să facem niciun fel de achiziții, nici măcar pentru dezvoltare, nici măcar pentru apă la fântânele, unde a spus, la Berești, la fel, sub grămadă de studii, de făcut, de documentații, nu le dă voie să... Și apropo de cadouri, nu mai facem pentru copii anului? Dacă faceți, strângeți sponsorizare cu toții, da. Eu ce am putut să pun din salariul meu, care au venit la primărie și au colindat, le-am dat acolo dulce cât am putut, deci e vorba de... anul trecut s-au cheltuit aproximativ 50.000 de lei din bugetul local. Da, aici trebuia făcută de cine conduce țara asta, a făcut o excepție. Da, deci pentru care copii. Au apucat să facă din luna octombrie achiziție pentru pachetele astea, dar cine știu că dă ordonanța și insistează orice plan. La salariile lor nesimțite nu, deci, nu face bani avem, excepție. Bani avem, putem să luăm, numai că nu avem voie să cumpărăm. Da. La salariile lor nesimțite... Eu chiar dacă aș vrea... Chiar nu, nu fac excepții și la copiii care sunt bolnavi, care au pensii de... Și chiar dacă aș vrea eu să cumpăr, când mă duc la finanții, nu-mi operează OP-ul. Deci nu... Deci spui, dă-i drumul înapoi, că n-ai voie să... Corect. Bine? Da, una. S-au adunat pe toate râchile și pe toate șanțurile unde te duci, vezi numai cămăși, boarfe aruncate cu saci. Tot am zis pe aici, prin consiliul local, că să ia bani și oamenii s-au speriat și le aruncă din căruță unde pot și unde prind. Duceți-vă și vă uitați, cel puțin la Berești, unde mă duc, îi prăpăd ce se vede aruncat pe... Îi parcă e o groapă de gunoi. Ele trebuie spuse la deșeul menajer. Tot ce ține de textil trebuie pus la deșeul menajer. Doar discuții, dar omul nu mai se duce. Ce zice, băi, vă vedeți, ce plătesc, îmi face, ia vreau să plătiți, băi, plătim, deci vrei, nu vrei, este o taxă care trebuie să o plătești. Nu există, arunci sau n-arunci gunoi, sâmbătă, când vine să te duci tombelor, nu trebuie să o plătim. De acolo nu mai e nimeni. De acolo nu le-a. Și rămâne aruncat. Da, trebuie... Eu tot am zis și tot v-am zis, hai să căutăm o soluție pentru ce să dărâmă. O barac, eu știu, un părete, ce să dărâmă, e pământ până la urma urmei. N-are ce să întâmple nimic cu ăla. Să poți da, reda agricultură. Da, aici, pentru pământ, pentru din construcții și molus și astea, am spus că sunt locuri unde putem să acoperim anumite găuri care nu sunt funcționale, adică teren care ne trebuie. Poate fi acoperit cu acele resturi din construcție. Cele da, dar oamenii nu știu și se duc și se dar sperie. Dar și... pentru toți care au de demolat o acum casă, pentru toți care au de aruncat, nu știu ce au ei nevoie, deșeuri din construcții, să adreseze poliției locale, că în drum e exact un loc unde se poate să depoziteze și monitorizați odată și depozitează acolo. Că dacă eu sau tu ca și consilier, da, mă, du-te în locul cu tare, ăla nu conștientizează că poate să arunce doar pământul care e de la construcție sau betonul sau, să spunem, tencuial. Dar nu și cartonul și plasticul care trebuie să se selectați. De-aia trebuie să fii monitorizați de cineva. Să anunți la poliția locală, domnul Voicu știe exact prin lucrătorii pe care are sub ordine, locul unde să depozitezi. Mai aveți, domnul... Nu, mersi, gata. Mulțumesc frumos. Domnul Paris?
Bună ziua, mulțumesc. Voi fi foarte scurt. V-am trimis și o imagine, o poză. Vreau să-i mulțumesc domnul primar pentru sprijin, pentru ajutor. Am depus săptămâna trecută proiect de PNRR pentru reabilitare clădirii liceu. Sperăm Moș Crăciun să fie darnic. 650.000 de euro. Ne ajută. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări, felicitări, domnul director. E o sumă foarte mare. Sunt bani care vin în comună din banii europeni. Și plecați să nu mai aveți de... Nu? Nu? Mulțumesc și mai simplu, din până la urmă, ce a studiat cu... la SFI acolo, ce a spus, de ce să includă în suma... Schimbarea acoperiș, izolare, reabilitare termică, adică izolare exterioară, schimbare tâmplărie PVC, exact, și dotare, mobilier, nu, fără construcție, mai că nu. Mă trebuie o sală cu destinație de atelier, ceva. Deci asta dar mai găsi mai spre acum la spatele director. Da. Nu, nu, nu construcție mai, nu. Dotare, mobilier, avem interior. Practic, fondul europene la care nu includ și liceul, doar școlile ăla, da? Care este pe... Nu, doar pentru liceu. Pe școală europene, pe școală, când am avut proiectul de școala gimnazială, e grădinița prins acolo, e separat, acum au fost doar pentru licee agricole. Termenul e poemine, termenul limită de concurs, de depunere, am depus pe 11, deja ai aprobat, am 33 la proiect. Suma totală 43 milioane de euro, 650.000 de euro pentru fiecare aprobat. Deci 66 de proiecte primesc suma. Da. Mai aveți maestru la liceu acum? Poftim? Mai aveți maestru? Maestru, da. Maestru mecanic, da. Mecanic, este. Da. Mulțumesc, domnul Paris. Domnul Costea, vă rog. Știți că se apropie sărbătoare. Și odată cu apropierea sărbătorilor, vom avea grupuri mai mici sau mai mari de tineri care vor umbla până noaptea mai târziu. Și știți ce se întâmplă seara, să nu zic noaptea, zic seara și pe aici prin jur. Cred că în atenția poliției locale ar trebui să fie puțin în aceste zile acest aspect. Să-și fac un program de seară mai prelungit. Da, pentru că ce se întâmplă? E euforia sărbătorilor, e așa, gașca își spune cuvântul și teribilismul și de aceea să evităm aceste lucruri, pentru că e bine și pentru ei și pentru noi. Da. Aș fi spus din nou de câini, dar nu mai spun, că am spus-o mereu. Dar oricum nu mai sunt așa mulțumit. Sunt din haide, așa. Ia aruncă din mașină. Pe acolo plăgărat. Pe acolo plăgărat, în partea noastră. Mulțumim, domnul Costea. Doamna Carmen, vrea să fac un anunț scurt. Mâine, la ora 3, la finalul târgului de Crăciun, am hotărât cu toții să mergem în parc, să împodobim bradul, să fie o acțiune comună. Și invit pe toți locuitorii din comuna noastră care doresc. Noi venim cadrele didactice, vor veni și o parte din elevi, consiliul local, cine dorește, toți care dorim să fie o acțiune comună. Asta ne dorim, să împodobim bradul. La ora 3. Pe domnul Popa Costică să fie prezent acolo, eu trebuie să ajung la minister să semnez autorizarea contractului cu GIS-ul și o să fie domnul Popa prezent acolo lângă dumneavoastră. Dacă ajung mai devreme, o să fiu și eu, dar acum știi cum e. Mulțumim, acum. Și avem și o acțiune de caritate în cadrul târgului de Crăciun. Dacă dorește cineva să vină să doneze produse alimentare, eu știu, îmbrăcăminte, orice, este binevenit pentru a ajuta familiile nevoiașe. Că avem destui copii care au nevoie de orice sprijin din partea noastră, pentru că, în definitiv, Crăciunul despre asta este vorba, despre a face un bine, despre a aduce o bucurie. Mulțumim, cam atât. Mulțumim, doamna Stanciu. Domnul Ana, vă rog. Avem o persoană care nu a fost luată în seamă de administrația locală
să vină să prezinte aici la diverse, în Consiliul Local, să spună domnul primar. Am făcut o solicitare de 7 ori să rezolvă o problemă, mai știu, nu știu de care, și care ține a dumneavoastră personală. Pentru aceasta, dumneavoastră, ca și cetățean, cum s-a spus, puteți să veniți să vă scrieți la diversi, să aduceți un discuție, o problemă personală. De când aspectele astea alte, dumneavoastră puteți discuta cu consilierul de zonă. Cu domnul Ana Ciține de Pâncești, cu domnul Acostor sau cu domnul Iulie sau... Deci, că aici am putea să ne facem... Știu că poate unii nu au altă ocupație și zici, băi, sienții de Consiliu, vă duc acolo să le frec, își dichea, să facă ei ce spunem noi, că nu sunt stai de nimic, că sunt niște ori, nu știu, nu fac nimic. Pentru comuna asta și poate că banii ăștia din taxe și impozite se risipesc ca iurea. Bun. Ce trebuie să dați voi ca să mai... Dacă aveți o problemă personală de rezolvat de către Consiliul Local, puteți să o aduceți în discuție. Așa noi putem să rugim ședințele de Consiliul Local. Nu, dar eu nu vreau să n-am vorbit mult. Eu nu vreau să vă învățați. Vă rog, și ședințele de Consiliul Local. Și m-am apreciat discuția, așa am discutat cu dânsul. Nu pot să... Se dat la sfârșit pentru tot. Da. Mamă, probleme cu apa. Cu apa de un an de zile discut. Și cererile au fost de 4 luni. Exact, cu apa. Asta este. Ca să știți, eu tot mereu apăs. Aia e o problemă. Ați adus în discuție Consiliul Local. Și ați adus o discuție atunci, când ați fost data trecută, noi am notat-o pentru bugetul anului viitor, că așa am și vorbit când ați fost împreună cu vecinii dumneavoastră și la mine la birou, și v-am spus că pentru bugetul anului viitor prindem acolo extinderea de apă pentru strada dumneavoastră. Nu eu i-am spus, nu un pic, eu i-am spus lui domnul Vici, de un an de zile, m-a trecut pe carnețel, dacă-l mă are. L-am. Bun, vă mulțumesc. Era roșu, da. În curs? Da. Continuați, domnul David, vă rog. Să mergem la Pâncești, drumul de la Pâncești. Se poate arunca ceva nisip prin găurile alea mari? Nisip cum pui astăzi, mâine nu mai ai. Am pus deja, pe fața, da. Piatră la Pâncești. Am pus piatră ce-a fost. Este drumul ăla care duce la CAP, unde au fost, stau oamenii casă în casele alea în câmp. Imediat în stânga, în dreapta. Nu m-ați înțeles ce am spus mai devreme. Da. Problema personală care a fost a noastră cu apa pe strada noastră, într-adevăr e o problemă care vă privește și a noastră, restul sunt probleme de consilieri de zonă. Deci ar putea să vină 20 de cetățeni, să scrie la cupăra diversi, să stăm aici, să discutăm același lucru an de an, an de an și zi de zi, dar nu au nicio legătură cu... Lăsați-l să termine totul, vă rog. Da, dar eu îl las, dar... Vă rog, lăsați-l să termine. Păi degeaba, eu vorbesc cu un cuvânt, dumneavoastră trageți din timp ca fotbaliști. Nu, 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 trageți din timp, eu pot să stau aici să vorbesc cu un cuvânt. Da, vă rog frumos, lăsați-l să vorbească. E drumul de la SMA, unde are chelbănică... Unde are... Chelbănică aia. Drumul ăla, când îi noroi, trec copiii la școală. Trebuie pusă piatră în zona aia. Am fost pe stat de două ori anul ăsta. Două ori am pus piatră și anul ăsta. Nu mai bocilă pe un plouă. Bun, eu aș pune piatră la infinit acolo, dar poate nu pot să-i pun numai într-un loc. Iluminatul, lipsesc becuri sau arzi becurile și merge lumea la vecerni seara, e post acum, e Crăciunul. La Pâncești. Iar că te umbi și mi s-a atras, mi-a zis oamenii că eu merg la biserică. Ieri s-a schimbat, cred că 40 de ani. Până unde ați ajuns, domnul Popa, ieri? Până la dispensare. Aseară n-ați fost pe dispensare dacă s-au schimbat becurile. Până la dispensare, schimbate toate. Eu am trecut până la dispensar toate bune. Dar pe stradă la Barbu mai lipsește un bec. Ieri în continuare, de acolo în continuare. Ați zis ca să vă explic procedura. Da. Acolo unde ați văzut că e becul azi. Nu vă dau eu procedura ce trebuie să faceți. No, aveți polițai și îi trimiteți pe teren numărul de poartă și unii lipsește. Nu eu. Spun, dacă păi vedeți semnalați, că nu-i treaba mea aia. Fac treaba asta polițiștilor. Da, păi să facă ei. Eu vă spun care e treaba. Gata, de mâine aveți adesiv. Nu, altă problemă. Pe strada Trei Ierarhi. S-o băga gazii, s-o lăsa pământul, nu mai pune nimeni în piatră. Vieți, trebuie să vină firma care băga gazul. Păi luați-i. Păi spuneți, dar cât durează, că trebuie. Au un calendar de lucrări. Nu pot să le impun să facă domnului calendarul de lucrări. Știți care e treaba? O mașină vine din deal, una din vani și trei copii. Și copiii s-au aranjați. Că îi orbește, eu din vali, ăla din deal. Hai să vezi. Eu cu... Și mă iau un bec lipsă la Troiță, la Troița pe vechi din deal. Adresă,
exact. Număr, număr din port. Troița Pitec, știi, în Poiana aia, unii Troița Pitec, eu singură Troiție, în deal, pe trei erași. 10 secunde. Domnul Dingu spune că domnul Lucian, domnul președinte, la socrul dumneavoastră, la deal, este un șanț de 20-30 cm adânc și este un pericol public. Deci, discutați un pic, poate cunoașteți că domnul Popa să vă ajute în demersul ăsta. Firma de gaz, deci am discutat și noi, nu să se pună dată la cunoștință. Să fac refacere. Și nu doar acolo, mai există și la magazin un șanț destul de mare, care firma care și-a făcut. De față, de bine, din rău, cum s-a făcut, cum s-a făcut? S-au asupat. Unde am făcut noi primăria, unde am schimbat noi primăria pe față? Atunci a trebuit luat un pic cu legătura cu domnul Pădurarul să vină să asupra. Am vorbit cu el ieri, s-a făcut recepția la Berești, am cu Prilej Jol, am vorbit cu domnul Pădurarul, i-a spus, domnule, deci de la Cruceanu la magazin până la Deanu, este un șans destul de mare. Imediat ce se îndreaptă vremea un pic. Și numai emocirul aia o să ia și noi ne ducem și punem piatra. Am observat pe față ce am făcut. Deci am pus toate traversările, tot ce depinde de noi am făcut. Deci, domnul Popa, nu este vorba doar de față, este vorba de drumul. Am zis, de ca pe față. Ascultați-mă, vă rog frumos. Ascultați-mă, domnul Lucian. Ascultați-mă, vă rog frumos. Deci este vorba de la Ben la magazin, care este lăsat drumul, unde s-o săpat pe preot neboiță, la Ben la magazin, în față la Iordache, unde este grajdul lui Iordache, da, este pericol. Și de la Cruceanu, la magazin, la Cruceanu Iulian, acolo, până la deal, iar s-a lăsat de 30-40 de centimetri lăsat. Te-ai dus cu roata la mașină, acolo să venești. Nu putem aștepta până vine delgazul, e chestie urgentă. Asta ar fi bine o mașină de piatră de la primărie și dus și-a stupat de trei găuri acolo. Oricum ăștia fac refaceri, dar vin în termen. Fac refaceri. Da, la Berești s-a turnat pe trei. La Berești s-a turnat pe trei. Sunt gospodar la Berești. Nu, ăștia de la delgazul. Da, haideți să continuăm ca așa. Și ultimul punct, în fața grădiniții, ce cu capra aia la pod? Care vă 20 de centimetri, dacă unde-i magazinul lui Tănasă? E o capră imediat din pod, care a rămas așa și pe urmă gratele de parcare. Știți, la grădiniță la Pâncești? E podul. E podul, dar dumneavoastră doar știți cauza. Da, o rămas mai sus. Dar e sus și trebuie spartă. Unde s-a pus piatra acolo? Știi că a trecut o extindere, punctul. Unde a fost șanțul, de la deal, da? A fost podiețul. Da. Ei, acum piatra aia s-a lăsat și a rămas, era acoperită cu piatră. E atâta deasupra podiețului. E capra aia, trebuie spartă. Dar dincolo, de la deal, se vede că piatra e mai jos, se vede mai mare. Nu, e podul. Podul de la capra aia cu aspită nasă. Da, dar capra trebuie sfărâmată cu picamuri. Că dacă intri cu mașina noaptea, îi spart foaia. Da, acolo are cal de acces drumul, ce scaude acolo? Cum adică dacă e parcare acolo? Te duci la magazin. Nu e indicator parcare, nu e voi. Ai... În curte. Ai lăsă mai moale. În curte acolo, la cămin, acolo e parcare. Hai să facem treabă ca lumea. Să fim gospodari, nu râdă lumea de noi. Da? Mai departe? Și cu impozitele. Eu sunt de acord cu impozitele alea, dar noi pe județ cred că suntem campioni. Campioni, dar putem să jucăm în Liga Campionilor. Din 1 ianuarie. Mă rog că nu suntem fotbaliști. Gata, aici vorbim. Din 1 ianuarie, vă rog să ne aduceți 10 comune din județul Bacău, 10 comune, pe care noi le depășim. De la 1 ianuarie, dar până acum. La Văleseacă. Aici un motor de 3.000, se plătește 3.000 de lei. Și la Vălesea cu un motor de 3.000 se plătește 25. Dacă e 3.000, 2.400 și oameni. Plătești mai puțin. Da, e oblig la... Care-i problema? Ce diferit? Nu-i județul. La Onești plătești 25, că e oraș. Din contra, în oraș trebuie să plătești mai mult. Să plătești de la mare mai puțin și așa. La Vălesea că e 7,50 metru cu... Păi da, trebuie să plătească mai mult. A trebuit să plătească mai puțin. Că ăia o plăti puțin. Vorbim de aceeași instalații de apă. Da. Gata. Nu vă mai mulțumesc. Mulțumesc. Cu toate că domnul primar n-a fost de acord ca să vină în ședință, domnul apostol a ridicat problema foarte bine și a spus că șeful de serviciu de la SZCL să vină și să prezinte la voze. Păi dacă ne interzicem, nu mai venim, domnul. Discutați noi astăzi singuri și gata, nu mai venim noi serviciile. Da, să ridicăm probleme. Haideți să vă spun una dintre probleme că consilierii s-au plictisit. Una dintre probleme cu EON-ul.
Au fost avarii la Ion, în centrul Sascutului, s-au ars la oameni aparatura electrocasnică, primăria n-a făcut nimic. Am vorbit cu cei de la Ion și au zis în felul următor, nu ni s-a făcut nicio solicitare să modernizăm. Vedeți că sunteți în eroare? Cum suntem în eroare, dar oamenii, vă duc dovada, oamenii când li s-a arsit casă. Au băgat cu plecatul în închiriat. Au strâns semnături la toți oamenii ca să vă dovada. Lăsați partea aia cu voia de judecată, Ion, treaba lor. Dar primăria are obligația să solicite omului. Nu e vorba de transformatoare, e vorba de rețeaua de distribuții care e din 65. Și datorită acelei rețele s-au ars aparaturile la oameni în casă. Primăria ce face? Nu face o hârtie ca să o trimită către Ion să vină să modernizeze, să pună torsadat câțiva kilometri de torsadat. Dar nu are treabă șef. Dar nu are treabă șef. E treaba ta. Treaba mea să pun eu bază, dar de treabă. Vreau să vii frumos să faci referată. Dar la dumneavoastră pe cu cartier, de ce ați spus nou? De ce ai făcut treaba asta? Haideți să nu mai vorbim despre altul, să avem un dialog. Da, un dialog, eu am zis. Păi, întreabă, domnule, simplu și eficient. Simplu și eficient. Toate situațiile astea care se impun, trebuia să fie cu referat, că de-aia îți dăm salariu. La momentul respectiv, eu am fost, am ajutat echipele de la Eon, ce s-a putut face, dar efectele la 380 întropirizi monofazate au făcut prăpăd. Aveți în fișa postului și prevenția. Prevenția, ce se... Mă bate vântul sau ce se fac? Consiliul local și vă previne, vă anunță. Ce e așa de greu de făcut o hârtie? Se face prin referat. Că ia salariul nu vine la Consiliul local, ci ia din pixul primarului. Hai, continuăm. Trecem la alt aspect. Da. La cimitir la Sascut, ne-am trezit, lângă crucea mortului, cu încă o pancardă. Se scrie pe pancardă. Aprobat. Stați, cum o scris? Cu aprobare, deci mortul a fost înmormântat, cu aprobarea preotului și a primarului. Ia. N-am pomenit așa ceva. Dacă am ajuns pe televiziune cu niște chestii tot rele, acum soțim așa, tot cu rău, să apărăm. Da, cu aprobare. Terenul respectiv, surpriză, terenul respectiv, unde omul e înmormântat, rudele l-au înmormântat, apare cadastrat de o firmă, o societate agricolă. Intrarea în cimitir, la fel. Nu mai poți intra în domeniul public să te duci să-ți duci mortul, că treci pe la o societate agricolă care e întabulată, trezând că e proprietar pe suprafața respectivă. Da. Hai plus să că la... Vreau să vă zic că domnul Vici a fost la tata, înmormântat, are 12 ani, s-a dus și de la cap la tata a tăiat pomul. Cu ce drept a tăiat pomul? Ai pus tu pomul acolo? Nu înțeleg. Era proprietatea ta? Păi locul lui tata, de vieții, am eu acolo. Cireșul care l-ai tăiat era pus de mine. Cu ce drept ai tăiat pomul de acolo? Că vrea domn Șerban, domn Șerban să-și plătească taxele și impozitele. Am făcut un gard pe care trebuia să-l facem. Și dacă acel copac stătea în dreptul ăla, eu n-am știut că el doar îmi pare rău. Pare rău pentru că am făcut treaba asta, dar eu am făcut un gard. N-am știut că e proprietatea uneia sau altea sau cine l-a montat. Nu poți să faci un gard, uite așa, doar de fapt, băi, fii atent că ăsta e gardul lui Cutare. Nu, dar eu am făcut un gard drept. Respectiv era în vegetație, nu era un spate, nu era... Nu mai contează, când faci un gard, trebuie să faci un lucru frumos. Dacă vrei să-l faci drept, îl faci cu anumite sacrificii. Bun, trecem mai departe. Mai departe. Mai avem ceva cu utilajele astea a primăriei care nu prea funcționează. Și nu ne-am trezit că noaptea a lucrat la domnul Popa, pe în graz, scotea gunoiul, buldoi excavator. Acum buldoi excavatorul e defect, s-a stricat. A lucrat buldoi excavatorul la mine în graz, vezi ce afirmații face. La mine în graj nu intra niciodată în buldoi. Dar unul care fi la piață, când avem nevoie pe o situație de urgență, vreau să vă spun că la Valea Seacă mobilizare 100%. Deci a bătut vântul, a rămas Ion în panică. Imediat oamenii au venit cu utilajele, au rezolvat treaba. La noi nu se poate la Sascut, că eu nu știu de ce, ca și cum ar fi private utilajele astea. Nu-i bunul comunei astea, să le putem folosi pentru oameni.
fiecare îl trimite unde vrea. Te duci la ăla în curte, te duci la ăla în curte, dar pentru cei care sunt necăjiți, prea puțin ajutor. La sistemul de alimentare cu apă la Pâncești, primăria a investit săpat, a pus conductă asta, am solicitat vreun plan, ceva la lucrare respectivă, nimic. Nimeni nu spune nimic. Nu știu eu, nu știu eu, primarul, vicile, nu știu eu, vicile, primarul. Bă, dar la ce mai să avem serviciu? Serviciu ce zice lui? Nu știi. Ce-i vorbești, Pavalică, dacă tu la mine nu ești lucrurile astea? Tu nu ești să spui lucrurile. Tot sistemul ăla de alimentare pe față nu are un hidrant. Cărăm apă de la Bacău, ia foc casa și pompierii nu stă după comuna s-a spus să deschidă hidrantul peste 5 ore. Aduce cisterna de la Bacău. Câți hidranți sunt în Bâncești total? Doi hidranți. Și dacă tu vrei, nu îți montați de frumoasă, îți montați de mine, nu de frumoasă. Deci de când domnul... La insistență avem. Ei, la insistență, dar nu... Nu-i treaba cumva, treaba dumitare să faci asta. Și am promis în bun, da? Deci nu mai încercați să dați vina pe altul când vrea să nu faceți nimic în privința serviciului dumitare. Deci asta era treabă de prevenție, asta trebuie să faci un referat și vin dumitare să-ți spui. Uite, domnule, eu am nevoie de asta, de asta, de asta. Sistemul de alimentare cu apă al comunii îl deține societatea care ați înființat-o acum. Nu deții serviciu voluntar pentru toate. Ba da, serviciu voluntar trebuie să aibă, aibă în exploatare acele... Cu totul noi folosim în situații de urgență, libranții. Nu luăm și prevenții, dar prevenții nu există. E cu totul altceva. Da, nu mai e. Că... E un subiect mai sensibil și ăsta lăsăm. Bine, ați terminat? Da, terminat, domnul președinte, vă mulțumesc. Are cineva ceva de discutat la diverse? Poftiți, domnul... Hai, da, la diversii? Vă rog. Deci, mulțumim frumos. Și eu vă urez sărbători fericite. Dar ați spus că ne vedem vineri, nu? Da, e posibil, da. Da. Dacă vine domnul director la DIS. Ok, deci depinde de el. De asta l-am avut. Dacă nu, declar ședința închisă. Da. Mulțumesc, mulțumesc.